Agresorul lui Nureddin Beinur, Tibi Francezu, a ieșit din închisoare. Judecătorii din București au decis să înlocuiască arestul preventiv cu cel la domiciliu, la mai bine de 3 luni de la încăierarea mafioată. Tibi Francezu este cunoscut în Constanța ca un interlop ce are talentul de a se implica în scandaluri. Afacerea sa principală ar fi cu ceasuri scumpe. În urmă cu 3 luni, a ajuns în centrul atenției după ce l-a împușcat pe Nureddin Beinur într-un local din capitală. Tibi Ștefan, cunoscut sub numele de Tibi Francezu, va fi în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Interlocul nu va avea voie să iasă din casă decât cu permisiunea organului judiciar. Va avea voie să meargă la tribunal și va locui în casa sa din București, din strada Virgil Maggiaru. În data de 19 martie 2022, Nureddin Beinur și Tibi Ștefan au fost protagoniștii unor scene parcă desprinse din filmele cu mafioții italieni. Interlocul din Constanța a fost împușcat în cap și în mai multe zone ale corpului și a ajuns la spitalul Floreasca. Francezul a tras în el cu bile de cauciuc. Peste 40 de martori au fost interogați în acest caz. Potrivit acestora, Tibi Francezu ar fi ieșit din local și ar fi mers la mașină. Când s-a întors, acesta a venit cu un pistol cu bile, cu care l-ar fi împușcat pe mafiotul Beinur. Cele două gloanțe l-au lovit în ochiul stâng. După aceea, ar fi fost luată la bătaie de membrii clanului Caran.